Nu este bine să mâncăm de fast food, dar o facem. Aceasta a fost concluzia la care au ajuns tinerii, medicii și profesorii care au răspuns prezent la forumul Pro Urbis de la Petroșani, ce a avut ca temă obiceiuri sănătoase versus vicii bolnăvicioase. Mâncăm pe fugă, puțin și nesănătos. Asta recunosc toți tinerii care au venit la dezbaterea publică, deși fiecare știe că nu este sănătos. Mai mult, nici fumaturi, ori consumul de alcool nu le este străin liceenilor, iar acest fapt este condamnat cel puțin la nivel declarativ. Nimeni nu mai își ia de acasă un sandwich, să vină cu el la școală, părinții ne dau bani. Ce sfaturi ai avea tu pentru elevii din ziua de azi? Să mănânce sănătos. Ce pot să le spun eu? Acum ei normal că nu mă ascultă pe mine, ei fac ce vor ei. Dar nu știu. Ce ar trebui să mâncați ca să fiți mai sănătoși? Păi fructe, zic eu, mâncăruri din astea mai digerabile, ușor. De obicei ei merg la magazine în pauză și își iau tot felul de snacks-uri, chips-uri, sucuri energizante și pentru un organism de adolescent n-ar fi bune acestea, cel puțin nu în fiecare zi, o dată la lună, la două luni, dar nu în fiecare zi. Ce le-ai recomandat tu? Să mănânce mult mai sănătos, salate sau diferite mâncăruri care nu îngrașă. Alte vicii mai au colegii tăi? Fumatul, alcoolul, mai multe. Fumatul, da, foarte mult. Copii fumează. Primarul Tiberiu Iacobriții a subliniat importanța unei vieți sănătoase și a unei alimentații pe măsură. E o temă foarte importantă, e o temă de actualitate în orice moment și eu când am fost în liceu era de actualitate, sigur, sub alte forme sau la alte dimensiuni, însă astăzi ne confruntăm cu fenomene și cu lucruri care sunt greu de controlat în sistemul de acum sau mai greu de controlat. Sigur, să nu mă înțeleagă cineva greșit că eu sunt un nostalgic al sistemului de dinainte. Însă au fost și lucruri bune și lucruri rele, așa cum sunt și astăzi. Însă cred că este de datoria noastră, a celor adulți, să reușim să aducem o discuție și să avem un dialog permanent cu voi, în primul rând cu voi, cu adolescenții, și pe astfel de teme și pe alte teme care sunt foarte importante, teme care cu siguranță le discutați și acasă cu părinții și cu profesorii, însă cred că voi trebuie să fiți cei care să veniți și cu idei, să veniți și cu sugestii. Alături de liceeni au venit și voluntarii de la Crucea Roșie, care au adus în actualitate temele pe care ei le promovează în rândul tinerilor. Se promovează foarte mult alimentația de tip junk food în orașe, deci fast food-urile sunt principala problemă, să spunem așa. Noi, ca și ONG, venim în sprijinul lor prin a le da anumite alternative sau anumite sfaturi prin care ar putea să evite aceste alimente considerate cu risc sau care produce anumite boli. Forumul Pro Urbis este format din membrii comunității, iar din timp în timp aceștia se întâlnesc și dezbat teme de importanță pentru comunitate. Ultima a fost aleasă, cea care vizează alimentația sănătoasă a generației tinere și foarte mulți liceeni au agreat-o. Nu mai rămâne decât să le și aplice în viața de zi cu zi ceea ce deja știu teoretic.